Hutinașilor, se pare că avem un update de așteptat în Brookhaven. Așadar, rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și astăzi vreau să vă arăt ce s-a introdus în noul update. Băi frate, nu știu dacă vă mai amintiți, însă în trecut am vorbit despre trenuri în Brookhaven. N-au fost adăugate trenurile, dar ceva asemănător s-a adăugat și acum vorbim despre metrou. Avem un metrou în Brookhaven, adică Subway. Subway în engleză înseamnă metrou. Și hai să mergem la o stație de metrou să vedem cum arată. Băi, ce tare! Mamă, mi se pare incredibil că s-a introdus așa ceva în Brookhaven. Neapărat like-ul la Blan acolo și avem aici o stație de metrou. Scrie aici sus în colț Subway și hai să vedem harta puțin. Deci avem 1, 2, 3, 4 stații. O să mergem în fiecare stație să vedem unde este fiecare stație și avem Lake Madison, care presupun că este undeva acolo stația. Mai avem Blackhawk sau ceva de genul ăsta și nu știu exact unde este această stație. Mai avem Downtown și Crown Point. Hai să vedem cum o să fie toate stațiile. O să cobor pentru prima dată într-o stație de metrou. Avem aici o plăcuță unde scrie că este intrarea și hai să mergem. Cam așa arată metroul. Mamă, e prea tare. Ah, ok, asta este stația de care nu știam. Și are o pasăre acolo. Super interesant. Poți să stai aici pe astea? Da, poți să stai. Aici avem un coș de gunoi. Mai avem încă o băncuță. Și hai să vedem dacă găsim ceva secrete pe aici. Oare putem să intrăm prin pereții ăștia sau ceva de genul ăsta? Nu, dar am văzut că poți să sari pe metrou. Și merge să te duci după el? Na, din păcate nu merge să te duci după metrou. Dar mi se pare interesant că te poți urca pe el. Bun. De asemenea, poți să și intri în acest metrou și poți să mergi în diferite stații. Hai să intrăm în metrou. Bum, s-a deschis ușa. Avem aici metrou. Opa, a plecat. Mamă, ce tare. Te poți așeza și poți să alegi următoarea stație. Hai să punem coroana, să mergem la Crown Point sau ceva de genul ăsta se numea. Și să vedem, imediat ar trebui să ajungă. Ia uite, scrie acolo stația următoare. Mai avem aici încă ceva. Opa. Ah, ok, te poți duce aici în camera asta ciudată. Deci e o cameră goală. Și te mai poți pune aici ca să conduci metrou. Ceea ce mi se pare foarte șmecher. Și acum oare pot să ies? Ah, da bă. Deci dacă mă îndrept către ușă, pot să ies direct la stația asta. Practic te teleportează, ca să spun așa. Mamă, și avem aici stația cu coroana. Super șmecher. Stația arată cam la fel. Parcă culorile sunt puțin diferite. Avem băncile astea. Și hai să vedem unde este de fapt stația. Deci dacă ieșim afară, stația este acolo sus pe deal. Lângă, stai să vedem ce scrie aici. Oh, lângă North State, bro. Deci avem stație lângă North State, o stație de metrou. Super șmecher, ia uite, a mai venit cineva. Hai să intrăm din nou în metrou și să mergem la următoarea stație. O să mă pun aici și o să o selectez pe asta, care se numea Downtown parcă. Hai să mergem să vedem și stația asta. Opa! Stai puțin. Avem un bug aici, cred. Ce caută banca asta pe mijloc? În fine, cred că am băguit jocul, hodinașilor. Hai să vedem dacă găsim chestii mai ciudate, de exemplu aici. Nu, e tot camera asta. Ok. Și hai să ieșim din metrou. Am ajuns la Downtown Station. Și aici avem băncile verzi. Coșul de gunoi este galben. Și hai să mergem puțin sus. Să vedem cum arată. Oh, stai puțin. Stația asta este chiar aici. Nici măcar n-am văzut-o, bro. Mamă, deci stația este chiar aici, la fântâna arteziană. Wow. Frate, deci nu-mi vine să cred. Deci e chiar aici lângă fântână. What? Ce tare. Și cred că mai aveam o singură stație, nu? Hai să mergem să o vedem și pe asta. O să mă pun aici și o să alegem stația Lake Madison. Mergem la lac. La lacul domnului Brookhaven. Pentru că domnul Brookhaven se presupune că a făcut lacul acesta. Și pe lângă asta, dacă nu știați, el a avut și o casă acolo la lac și a stat împreună cu soția lui, care, ghiciți ce, se numește chiar Madison. Ok, și hai să ne mai uităm pe aici, să vedem. Nimic ciudat, vreau să intru iară în camera asta. Nu merge să mă duc mai departe. Deci arată cam la fel interiorul, adică nu mi se pare nimic schimbat. Să-mi scrieți voi acolo în comentarii dacă se schimbă ceva de fiecare dată când te duci într-o locație nouă, dar mă refer la interiorul metroului. Și hai să ieșim. Deci avem aici Lake Madison, avem acolo poza frumușel și coșul de gunoi aici este verde, are sens, adică totul este verde pentru că aici este natură, este pădure și așa mai departe. Mamă, și avem aici iahtul. Deci stația este undeva lângă iaht, aproape și de tabăra de vară, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Și cam acestea sunt stațiile. Acum aș vrea să mă întorc înapoi, să mă duc în centru, frate, la asta, cum îi spune, la fântâna arteziană. Și ar trebui să dau aici, nu? Parcă asta era stația Downtown. Hai să vedem, sper că n-am încurcat-o. Ieșim afară și zbang, ar trebui să fim la fântână. Da, super nice. Acum o să-mi iau hoverboard-ul și vreau să mă duc neapărat la spital, pentru că în update-ul acesta aparent avem și ceva nou la spital, și anume farmacia. Deci avem farmacie acum în Brookhaven, în cazul în care ai răcit, te simți rău, te doare capul, te doare burta sau cine știe și alte probleme. Acum poți să vii la farmacia din Brookhaven. Exact, la spital o găsești și aici sunt medicamente. Avem un calculator unde încasezi bănuții după ce cumpără persoanele medicamentele. Avem aici un item nou. Acestea sunt medicamentele, au și plusul pe ele ca să ne dăm seama că sunt medicamente și dacă apăsăm zbang putem să vindem medicamente sau putem să le luăm și așa mai departe. Ia uite cum i-a hotidat și medicamentele. Și aceste medicamentele poți găsi și în rucsac, dai aici pe rucsac și zbang le ai aici, le poți pune easy peasy lemon squeezy. Sunt ok pentru roleplay-uri și așa mai departe, adică dacă vrei să faci un roleplay în care ești bolnav și iei medicamente ca să te faci mai bine, poți să faci asta acum. Și hai să vedem aici mai multe medicamente. Din păcate nu poți să apeși pe chestiile astea, dar era tare, de exemplu, nu știu, să apeși aici să-ți dea sticla, aici să-ți dea măștile și așa mai departe. Era interesant, însă e destul de ok și așa. Pe foaia asta nu merge să apeși, aici pe telefon nu merge să apeși. Da, deci cam acestea sunt lucrurile noi introduse. Este posibil să existe secrete, pentru că în fiecare update există secrete noi. Așadar, o să mă chinui să aflu toate secretele pentru voi, hudinașilor, exclusiv, și o să fac un episod nou dacă reușesc să găsesc secrete. Dacă voi ați găsit secrete, să-mi scrieți acolo în comentarii și cu siguranță o să le arăt tuturor într-un episod nou aceste secrete. Să nu uitați să rupeți butonașul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Și m-ar interesa dacă vă place noul update și ce credeți voi că urmează să mai fie introdus, pentru că s-au introdus o grămadă de chestii foarte, foarte interesante și cu siguranță vor mai veni și altele. De-abia aștept, nu știu, să văd ceva colosal așa, să se introducă niște clădiri noi undeva în locurile nepopulate, unde este, nu știu, doar câmp sau unde este doar iarbă și așa mai departe, să fie niște clădiri noi, uriașe, nu știu, ca un fel de sat alăturat poate, sau cine știe, un nou oraș. Mamă, cum ar fi? cum ar fi să se mai introducă încă un oraș nou lângă Brookhaven. Cred că ar fi insane, însă asta o să vedem dacă se va întâmpla pe următoarele episoade, pentru că cine știe ce se va întâmpla, se introduc lucruri la care efectiv nu te aștepți. Pa, pa, iar noi ne reauzim pe următoarele episoade. Bye!